Statisticile arată că românii sunt repetenți la capitolul educație financiară. Doar 22% dintre români știu cum să își administreze banii. Așa că specialiștii recomandă ca educația financiară să înceapă încă de la vârste fragede. Și chiar dacă pare greu de crezut, să știți că un copil de 4 ani înțelege cum trebuie cheltuiți banii. Așa că nu e prea devreme să începeți să le explicați celor mici când și cum e nevoie să fie folosiți banii, când și cum pot fi scoși de la bancomat. Iar pentru părinții care trebuie să gestioneze bugetul adolescenților, specialiștii spun că întotdeauna educația financiară începe de la o discuție în familie. Primul motiv pentru care ar trebui să avem educație financiară este pentru că, dacă ne uităm numai la generația noastră, ne este foarte greu să gândim în termeni financiari și să reușim să ne calculăm banii astfel încât nu doar să ne ajungă până la finalul lunii, ci să și putem pune ceva deoparte, un lucru care pe piramida felului în care economisim banii, un lucru extrem de important. Să avem bani economisiți pentru perioade când probabil nu vom câștiga la fel de mult sau în cazul în care se întâmplă ceva. Și atunci, dacă ne uităm la ce ne arată studiile în momentul acesta, este că noi, ca generație, părinții tineri, nu avem o educație financiară, să spunem, solidă. Undeva pe la 4 ani jumate, cred că ar fi o vârstă potrivită, e vârsta în care încep să li se dezvolte tot mai multe procese cognitive care țin de luare de decizii, rezolvare de probleme, planificare, și atunci 4 ani jumate e o vârstă potrivită la care să începem asta. Și cum ar trebui să începem să le explicăm că banii sunt o chestiune necesară, dar trebuie să avem grijă de ei? Odată că e foarte important să fie o discuție în familie și noi foarte mult susținem asta, educația financiară se întâmplă în familie, adică copilul, chiar dacă nu este părtaș la decizii majore în familie, e important să fie prezent, adică să ne audă vorbind despre cum împărțim banii, dacă avem o sumă finită de bani, cum este ea drămuită până la finalul lunii. Din păcate, în țara noastră, copiii nu învață în școli cum să își drămuiască banii, doar în câteva școli private există programe de educație financiară și mai sunt câteva asociații care derulează proiecte în școlile de stat. Dar sunt prea puține și ajung la mult prea puțini copii sau adolescenți, arată statisticile. Așa că, mai nou, în marile orașe ale țării se desfășoară conferințe unde părinții sunt invitați să participe la seminarii, în cadrul cărora să învețe cum să îi ajute pe copii să înțeleagă banii. Sunt aceste evenimente publice unde, de fapt, și în evenimentul care se va întâmpla în toamnă, noi ce încercăm să facem este să abordăm felul în care gestionăm banii din mai multe perspective. Odată din perspectiva dezvoltării cognitive a copilului, apoi din perspectiva valenței pe care tu o acorzi banilor pe care îi câștigi și apoi din perspectiva mecanismelor cognitive care pot să ne ducă la erori în gestionarea banilor. Pentru că sunt foarte multe studii de specialitate care ne arată că în anumite momente luăm decizii greșite datorită unor mecanisme cognitive disfuncționale care nu ne ajută. Încercăm să abordăm acest fenomen din mai multe puncte de vedere. E un eveniment mai complex decât un eveniment de educație financiară în sine în care cineva vine și îți explică cum să-ți împarți banii. O astfel de conferință de educație financiară pentru copii va avea loc și în Cluj-Napoca în 15 septembrie.